ascultați, la domnule Marinescu, trebuie să română. Le spun oamenilor că sunt primele imagini în direct, live, din interiorul bisericii, pentru că vom vedea tot ceea ce se întâmplă, vom vedea toată slujba, vom vedea mirele și mireasa în fața altarului, vom vedea împreună ce sfaturi le va da celor doi tineri căsătoriți episcopul Calinic, cel care are o relație specială cu mirele. Și de asemenea, spuneam că a încercat să-l împace, a încercat să-i împace pe cei din familia lui cu el, de fapt, că el ar vrea și mai e o să fie primit un în aspect, familie. Dacă îmi permite și colegii de platou. Vedeți, dumneavoastră, nu este în regulă că a folosit insemnele familiei regale. Nu este în regulă, ziceți. Nu este în regulă, fiindcă trebuia să ceară aprobarea familiei regale, a custodelui coroanei, dar atâta timp cât custodele coroanei nu participă la nuntă, deci nu trebuia să folosească steagurile și numai. Da, domnul senator are mare dreptate și chiar dacă nu cred că este monarhist, dar fiindcă mai cunoaște istorie, analizează ce s-a întâmplat. Am un respect. A pus foarte bine problema. În primul rând, nu este o ceartă sau o dispută în familie. Familia, legăturile de familie sunt certe. Nu sunt puse în discuție. Mama lui n-a venit la nuntă. Nu se poate spune că legătura de familie există aici. Separația este de instituție anumită casă regală. Și aici este distinția pe care ar trebui să o înțeleagă românii. Când vorbim de casa regală, e o instituție. Nu mai vorbim de familia Ionescu-Popescu, familia Georgescu, care se ceartă să împacă dacă vine preotul din colț sau, în cazul nostru, preasfințitul Calinic.